Salutare tuturor și bine v-am găsit la GSP Live. FCSB a amistat aseară greu pe Șepsi, scor 1-0. Vom analiza partida de pe arena națională. În etapa aceasta am mai avut un alt meci foarte interesant, duelul din Gruia, dintre CFR și Rapid, 0-1. Vom analiza tot ce s-a mai întâmplat important în fotbalul românesc. Alături de mine astăzi, în platou, este Ilie Poinaru, fostul antrenor la FC Voluntari. Mulțumesc mult că ai acceptat invitația noastră. Bună dimineața, mulțumesc și eu pentru invitație. Ce faci? Cum ești? Bine, mulțumesc. Te-ai liniștit după perioada bănuiesc complicată de la Voluntari, măcar spre finalul mandatului. Nu e nicio tragedie, știi cum e, altele sunt tragediile. E clar că e o părere de rău, e normal, dar asta este viața, asta este viața noastră. Trebuie să ne adaptăm, să conștientizăm și analizăm tot ce a fost, ce a fost bine, ce a fost rău și vedem pe mai departe. Sunt niște experiențe. Vom vorbi despre FC Voluntari în partea a doua emisiunii mai mult, dar aș vrea acum să începem cu actualitatea și cu meciul de aseară între FCSB și Șepși. Cum s-a părut? În primul rând, corect rezultatul de 1-0? Da, este corect. Din punctul meu de vedere, e un rezultat corect pentru că dacă am avut, să zicem, două reprize diametral opuse, în prima repriză, primele 20-25 de minute, FCSB-ul e clar că au dominat, au reușit să-și creeze și niște ocazii bune. FCSB-ul, din ceea ce concluzia pe care am tras-o eu, ei au avut o strategie pentru acest meci, e clar. Adică și la ce arată în acest moment FCSB-ul bine și ceea ce nu se întâmpla în campionatul trecut sau în turul campionatului, au lucrat foarte mult la partea defensivă, partea de organizare defensivă, când știm cu toții că conducea 1-0, 2-0 și pe partea a doua a meciului sau pe finalurile de meci primeau golul. Ceea ce acum nu se mai întâmplă. Și aseară ăsta a fost un meci în care ne-au arătat acest lucru și au făcut-o foarte bine, o organizare defensivă. Practic ei și-au urmărit interesul, și-au urmărit rezultatul, au reușit să marcheze, puteau să o mai facă de vreo 2-3 ori. Într-adevăr și Sepsii au avut pe finalul primei reprize, să zicem că au avut un moment în care au dominat FCSB-ul, dar e posibil asta să fi fost și strategia FCSB-ului, pentru că s-a văzut clar că FCSB-ul a jucat foarte mult contraatacul, s-a jucat foarte mult în profunzime, au dus jocul foarte mult în zonele laterale la Băluță și la Coman și practic de aici au apărut și cele mai periculoase situații. Plus Olaru, care din punctul de vedere la momentul acesta este, cred că, cel mai bun mijlocaș din Liga 1, este într-o formă foarte bună, este un jucător care creează, este un jucător care din punct de vedere defensiv face și partea defensivă foarte bine. Adică este un rezultat corect, mă așteptam mai mult de la Sepsi, chiar dacă le-au lipsit niște jucători importanți, totuși au un lot bun, un lot care poate face performanță, prea puțin Sepsi, nu știu, ceva se întâmplă, nu se regăsesc, este și meciul cu Craiova, iarăși au avut ceva probleme. Chiar dacă au avut, din punct de vedere al posesiei, au avut o posesie, să zicem, mult mai bună, nu statistica să câștigă meci. În prezentatoare n-au tras, cred că, niciun șut pe poartă. Aici este problema, pentru că nu au ajuns la poarta FCSB-ului. Asta și datorită, am spus, organizării defensive a FCSB-ului, o echipă disciplinată, organizată, care nu vedeam. Începe să devină o echipă completă, FCSB-ul începe să devină o echipă care știe să joace și la rezultat, ceea ce înainte nu se întâmpla. Înainte FCSB-ul era o echipă care se deschidea, era un joc spectaculos, un joc, o echipă care marca goluri. E, uite că acum știu să fie și pragmatici, știe când să atace, știe când să temporizeze, adică se pare că FCSB-ul devine o echipă foarte matură în tot ceea ce vor să facă. La momentul actual crezi că mai e posibil să piardă campionatul? Acum se prezintă echipele în acest moment, sigur. Posibil este orice. Știi cum e momentul în care, că vorbim de această distanță de puncte, momentul în care se jumătățesc, și aici este un factor important pentru cele din spate, pentru că beneficiază de această înjumătățire și se pot apropia mai mult. Important este forma echipei, că degeaba se înjumătățesc și îți creezi un avantaj, să zicem, cele care urmăritoarele. Vorbim aici și la retrogradare și la campionat. Depinde de forma echipei. Este foarte importantă forma echipei. Este foarte important cum te prezinți. Cum te prezinți tu în acest moment. Adică dacă echipa este într-o formă bună și are un joc bun, un joc consistent, atunci ar fi greu. Dacă ești oscilant, e posibil să ai probleme. Discutăm acum cu Ovidiu Aințoaia, directorul Gazetei Sporturilor, prezent prin Skype. Alături de noi, bună ziua! Bună ziua, bună ziua, bună dimineața!
Bună ziua, bună dimineața. Vorbeam aici despre meciul de aseară între FCSB și Șepși alături de Ilie Poenaru și vă întreb și pe dumneavoastră, corect rezultatul echitabil, victoria FCSB-ului? Salut, domnul Poenaru. Vă salut, Ovidiu. Alex, e greu de spus dacă rezultatul e corect sau nu, că nu există un cântar din care să tragi această concluzie. Cert e că FCSB, după părerea mea, a jucat sub valoarea ei, dar victoria e cu atât mai importantă cu cât ea demonstrează că echipele puternice, echipele cu ștaif, câștigă și atunci când nu excelează. Eu am văzut, nefiind în București, n-am putut să merg la stadion, și am văzut meciul pe Digi și aproape că m-a amuzat faptul că cei doi comentatori, altfel niște buni profesioniști, au tot căinat-o pe Sepsi, că are o repriză proastă a doua, că nu reușește să amenințe poarta FCSB-ului. Acum, dacă o critici pe Sepsi, care conduce, care controlează meciul, ce poți să zici de adversar care e dominat, în ciuda faptului că e liderul autoritar al Superligii? Logic e să considerăm că FCSB e scăpată în câștigătoarea titlului. Așa s-ar întâmpla dacă n-ar urma povestea asta cu împărțirea punctelor și, cum să spun, e ironia sorții, că în momentul de față FCSB e în pielea CFR-ului de altă dată, din anii anteriori, când ne aducem aminte bine că Dan Petrescu țipa ca mușcat de șarpe că se împart punctele. Acum pericolul ăsta o pândește pe FCSB și cei din anturajul lui Becali bănuiesc că îl înțeleg abia acum pe Dan Petrescu. Părerea mea e că ideea asta e proastă. Nu poți să iei cuiva, indiferent despre ce echipă este vorba, niște puncte câștigate pe teren. Că ne uităm ce e în alte campionate. Real Madrid răsuflă ușurate la 10 puncte de Barcelona. Inter s-a desprins în Serie A și de Juventus și de Milan. Lucrurile greu se mai pot schimba. La noi însă, pentru că se împart punctele, încă totul este sub semnul întrebării. Dar părerea generală e cea pe care o împărtășesc și eu, în sensul în care jucăria asta a FCSB-ului se poate strica numai din interior. Dacă Gigi Becali nu mai face el vreo boacă în stilul lui caracteristic, cum a fost toată povestea asta cu Companio, care în opinia mea trebuia ținut, de altfel și foștii lui coechipieri, cum să spun, regretă atitudinea patronului față de Companio și plecarea acestuia, dar pe de altă parte și Companio s-a răzbunat că n-a vrut să plece în Turcia, ci a plecat în China, de unde Becali primește aproape de patru ori mai puțin bani decât dacă ar fi plecat italianul, ar fi plecat în Turcia. Dacă FCSB câștigă titlul, scenariu care pare probabil în acest moment, cine credeți că ar avea cel mai mare merit de acolo? Becali, antrenorii, jucătorii? Ce se întâmplă? Sigur, știm cu toții că Becali se amestecă foarte tare. Da, nu mai e un secret, nu mai e nicio știre măcar. E chestiune, secretul Polișinelli, e recunoscută de toată lumea. Exact. Dar Haralambus, pe care nimeni nu prea îl bagă în seamă, are și el niște merite importante, pentru că până la urmă el face antrenamentele, el e cel care îi pregătește pe jucători. Sigur că FCSB posedă cei mai buni doi jucători, în opinia mea, din Superliga, e vorba de Florinel Coman și de Olaru, dar nu trebuie să trecem chiar așa, cum să spun, superior pe lângă contribuția lui Haralambus. Pe de altă parte, un factor de echilibru acolo și până la un punct și de decizie este și Mihai Stoica,
mă rog, cu experiența lui care de acum este bogată și cu un stil parcă mai ponderat decât în anii precedenți. Bine, a dispărut și, cum să spun, elementul de discordie, elementul de râcă. Dan Petrescu, acolo era provocarea, lucraseră ani de zile împreună și tot aveau să-și plătească polițe unul altuia. Dacă ar fi să numiți acum o principală contracandidată pentru FCSB, care ar fi aceea? Și evident, cu întrebarea asta mergem și spre meciul de sâmbătă dintre CFR Cluj și Rapid. Din păcate, CFR continuă să dezamăgească și mă uitam chiar după meciul lor pierdut acasă cu Rapid, mă uitam la Bârligea, care s-a născut talent și o să moară speranță. În 19 aprilie face 24 de ani. La 24 de ani, fotbaliștii, cum să spun, cu stofă, sunt deja realizați. El iese și din meciul cu Rapid, pentru că nu este în stare, cum să spun, să aibă nici măcar o realizare minimă. Practic, este o umbră, este o amintire pe teren, ceea ce nu e în regulă. Probabil că și schimbarea antrenorului a dat lucrurile peste cap la CFR, dar în momentul de față, deși cu Mut a obținut două victorii din primele două meciuri, CFR pare ieșită din cursă. Ar rămâne Rapidul, probabil singura adversară serioasă, singura adversară în măsură să amenințe supremația FCSB-ului, singura echipă care a câștigat toate meciurile, nu de la reluare, dar e greu de crezut că Rapid va reuși să refacă diferența. Va trebui să aștepte împărțirea punctelor, cum spuneam. Bergod e un antrenor serios, e un antrenor cu experiență. Asta s-a văzut și în duelul câștigat în Gruia de Rapid, oarecum împotriva pronosticurilor, dar câștigat, după părerea mea, pe merit. Așa încât, dacă jucăria FCSB-ului nu se strică din interior, sunt șanse mari ca ea să ajungă cu un avantaj substanțial la împărțirea punctelor și să fie foarte greu de ajuns din urmă. Bun, mulțumesc frumos pentru intervenție. Zi plăcută în continuare. Am discutat și cu... eu vă salut. Trebuie să le spunem celor care ne privesc că ne vom vedea în fiecare dimineață, în măsura în care legătura asta va fi ok. Că ne-am propus ca 5 minute, 10 în fiecare dimineață să schimbăm idei aici. Eu vă mulțumesc, vă salut și vă doresc o emisiune bună. Noi vă mulțumim, zi plăcută în continuare. Da, am discutat cu Ovidiu Ențoia, directorul Gazetei Sportului și, așa cum spunea și domnul Ovidiu, în fiecare zi aici la GSP Live vom discuta 5-10 minute despre cele mai importante subiecte ale zilei. Revenim acum în platou cu Ilie Poinaru și spuneți o chestie foarte interesantă înainte să discutăm cu domnul Ențoia legată de defensiva FCSB-ului, că ți se pare cu mult îmbunătățită față de ce vedeam în sezoanele precedente. Deși la defensivă per echipă. Per echipă. Da, deci nu vorbim doar de compartimentul defensiv. Vorbim de echipă, toată echipa. Aici eu voiam să te întreb despre cuplul de fundaș central. La începutul sezonului, cred că nimeni nu ar fi pariat pe Dawang Ghezana, că ar fi un cuplu din care afară de bun pentru Liga 1. Au fost niște, mai ales Daua, oscilant, cu anumite greșeli. Au fost situații în care a greșit, în care s-au pierdut și anumite puncte pe aceste greșeli. Dar acum se pare că s-au sudat și cu venirea lui Ghezana, care... cu toții eram poate, sau eram sceptici că nu-l știam atât de bine, dar se pare că e un jucător care s-a adaptat foarte repede, s-a integrat foarte repede la fotbalul, și la fotbalul nostru și la tot ceea ce înseamnă presiunea FCSB-ului, la un club mare, și se pare că dau randament, dar asta cum să zic, nu mai sunt supuși atât de mult greșelii și datorită celor din fața lor, vorbim de compartimentul median. Din linia mediană. Adică, pentru că și mijlocașii și atacanții, în acest de asta spun că acum este un tot unitar și că este o echipă, cum vorbea domnul Ianițoia mai devreme, ne spunea de FCSB, din punctul meu de vedere, FCSB-ul
chiar dacă poate că a fost, să zicem, sub așteptări meciul de aseară cu Sepsi, dar eu cred că asta a fost o strategie. Și faptul că strategia asta este făcută de antrenori, indiferent de implicarea domnului Becali, staff-ul a avut o strategie pentru acest meci și s-a și văzut strategia pe care... Și asta este o muncă a staff-ului împreună cu jucătorii care își doresc să câștige acest campionat. E clar, se vede că sunt uniți, se vede o stare de spirit, adică numai bucuria de la fiecare gol marcat îți arată unitatea grupului și ceea ce îți doresc ei. De acolo tragi foarte multe concluzii. Și de asta spun că este un foarte mare merit și al staff-ului și, bineînțeles, exact ce spunea și Neovic și Meme, care este practic, el este echilibrul la tot ceea ce se întâmplă acolo, știe să gestioneze toate aceste situații și de presiune și de tot ce se întâmplă, știe când să apere echipa, când să atace și așa mai departe. Și de asta spun că s-a lucrat foarte mult la această parte defensivă. Echipa începe să se maturizeze, a devenit o echipă responsabilă, o echipă care știe ce are să de făcut, o echipă care este reactivă. Sunt situații, momente, pentru că și Sepsi este un adversar foarte bun. Craiova, Rapid, CFR sunt adversari foarte buni, apar, mai sunt greșeli. Dar, în mare, este ceea ce eu am observat. Că jocul nu a fost cel cu care ei ne-au obișnuit și cu care ne-au învățat, cu goluri multe, cu ocazii foarte multe, sunt meciuri și meciuri, situații și situații, meciurile trec, se apropie înjumătățirea, este o presiune în plus, e normal să mai ai și astfel de meciuri. Ce este important pentru ei sunt punctele. Situația antrenorilor de la FCSB cum o vezi? Ei de multe ori sunt puși într-o poziție ingrată. Dacă echipa pierde, se dă în ei. Dacă echipa câștigă, e meritul lui Becali. Da, dar când ești acolo, îți asumi, știi foarte bine unde te duci și ce se întâmplă. Până la urmă, ei sunt cei care decid. În ciclul săptămânal de antrenamente, ei fac absolut tot. Că nu se duce domnul Becali la antrenament să... Da, dar dacă Becali spune la începutul săptămânii că vrea să joace cu Habar Namiculescu, atacant central, tu îți faci ciclul săptămânal, Alex, în funcție de ce decide altcineva. Care este problema la ce lot are FCSB-ul? Pentru că are poate cei mai buni jucători din țară la acest moment, da? La ce lot are FCSB-ul? Pe oricine ai băga, nu cred că ar fi o problemă. Uite-te la Băluță, da? De când a venit la FCSB, a avut nevoie de o perioadă de adaptare, de integrare. Mie Băluță în acest moment îmi place foarte mult. De ce? Băluță înainte nu făcea faza defensivă. Eu l-am văzut pe Băluță aseară, recuperând foarte multe mingi în treimea proprie. Ceea ce nu prea vezi la un atacant, că e Băluță, să ținem cont că este atacant. Este un atacant lateral. Dar Băluță acum face o foarte mare risipă de efort și pe lângă faptul că recupera foarte multe mingi pe faza defensivă, contraatacurile pe care el le-a dus, da? Că s-a jucat destul de mult, au mutat jocul, au avut tot timpul Coman, Băluță, schimbările astea de direcție, în care Oli era servantul și a făcut și treaba pe faza ofensivă. Pleacă foarte bine Băluță aseară, cred că l-a disperat pe Ștefan. Da, aici este problema celor de la Sepsi, dar practic au dominat o mare parte, cam acolo au dominat și ei, Sepsi nu și-a luat măsuri, adică trebuia să facă un dublaj acolo, să-l dubleze pe Ștefan și să facă un 2 contra 1, dar asta este ține de strategie până la urmă și ca fundaș și trebuie să-ți rezolvi duelurile de 1 contra 1, că de-aia ești fundaș până la urmă. Dar Băluță, de asta spun că este într-o creștere, Coman iarăși este într-o formă foarte bună, adică FCSB-ul în acest moment și prin jucătorii veniți, chiar și Babal Hasan la fel, s-a integrat destul de rapid, adică sunt variante, sunt soluții acum care dau un echilibru echipei. Deci tu spui că antrenorii au clar merite pentru situația... Clar, da. Eu spun că au merite clar. Amintești de Babal Hasan, el și Luis Felipe au jucat până acum între noveniți, mai e și Nana Anvidar, care încă n-a debutat pentru FCSB. Ți se pare că au întărit echipa? Da, poate că Luis Felipe în acest moment mai are nevoie de mai multă încredere, de mai multă... E greu la FCSB să beneficieze de multă încredere. Da, știu, dar aici ține de tine, de caracterul tău, de personalitatea ta. Uite, Babal Hasan este altfel construit. El trece poate mai ușor ce vedem noi din afară. Da? Dar el s-a adaptat mult mai repede. Pare mult mai sensibil Luis Felipe. Este un jucător mai sensibil, e normal. Este și tânăr, încă n-a ajuns la maturitate. Probabil că abia acum a văzut și a realizat unde este și unde se află. Și
acolo la Iași era clar că ajunsese numărul 1 la Iași, echipa oarecum depindea de el. El într-adevăr a rezolvat niște meciuri la Iași, adică venind, da, acolo și în evidență, clar. Ieșea foarte mult în evidență la Iași. Are niște calități foarte bune. Aici când a venit aici a dat de jucători care poate sunt peste nivelul lui și e clar că el are nevoie în momentul ăsta să fie integrat, să fie adaptat, dar la modul cum reacționează grupul, din punctul meu de vedere că el în următoarea perioadă va ajunge să joace așa cum își doresc cei din staff. Discutăm acum și despre meciul între CFR și Rapid, victoria Rapidului în Gurea 1-0. CFR-ul, asta e părerea mea personală, n-a jucat bine cu Mutu de când am venit. Nu mi-a plăcut neapărat nici cu Petrolul, nici cu tine, cu Voluntar, n-a făcut un meci senzațional, deși scorul a fost un drastic acolo. Iată că vine și prima înfrângere destul de repede. Unul drastic după cele întâmplate. Da, în final a fost un scor. Până în minutul 60 și... Dar am și spus că nu s-a jucat de la egal la egal. De asta, da. Da, probabil că în momentul venirea lui Adi acolo și ei trec printr-o schimbare, trec și ei printr-o tranziție. Și e greu să-ți impui de la început Nu e ușor, nici pentru Adi, este un club mare, este un club care a câștigat trofee și asta trebuie să facă an de an. E clar că trebuie să vină și el să-și impună principiile lui, conceptul lui. Și nu e ușor, cu toate că ai la dispoziție niște jucători valoroși, jucători care trebuie să se adapteze foarte repede la ceea ce vrei tu, la cerințele tale. Dar faptul că ei trec, acum au trecut de la un sistem, la un alt sistem, nu mai joacă cu 3, joacă cu linie de 4. Anumiti jucători au fost duși în anumite poziții, adică Taxidis nu mai joacă Inter sau da, l-a adus în număr 10. Adică sunt niște mutări are lui Adi și e clar că și el vrea să-și pună amprenta și practic un sistem pe care el îl adoptă și cu el poate că i-a și reușit. E o perioadă de adaptare la tot ceea ce vrea el și nu vorbim aici doar de planul tehnic-tactic, poate vorbim și de regulamentul de ordine interioară, de tot ceea ce le cere, de disciplina pe care o cere, de sarcinile pe care el le trasează. Este practic poate e o adaptare, dar jucătorii trebuie să adapteze mai repede la cerințele lui. Într-adevăr, nu arată CFR-ul cum ar trebui să arate, adică ca o echipă care să se bată în momentul acesta pentru titlu. Trebuie să recunoaștem că ăsta este adevărul. Știi că Becali spune și repetă cu fiecare ocazie că lui e frică de CFR, dar, nu de Rapid, dar, nu de Craiova. Dar ce spune domnul Becali și are dreptate, CFR-ul este o echipă, rămâne o echipă periculoasă, este o echipă grea. E o echipă grea care, la un moment dat, ei știu să reacționeze la meciurile cu miză. Și ce spunea și Neovi, la fel, în momentul în care se vor înjumătăți aceste puncte, ei au câștig de cauză. Adică, da. Și e posibil ca ei în perioada imediat următoare să intre într-o formă mult mai bună. Că acum Rapidul arată bine și prin venirea acestor jucători. Ți-a plăcut Rapidul? Da, mi-a plăcut Rapidul. Rapidul care, în momentul în care această omogenitate la care Cristiano lucrează, da, pentru că au venit jucători, s-au implementat niște lucruri și e nevoie de omogenitate. Pentru că sunt niște jucători noi, care acum zic eu că sunt dublați, triplați în multe compartimente, mai ales în compartimentul ofensiv, arată destul de bine, cu un Burmaz care îmi place foarte mult, cu un Rahmani care este într-o revenire după accidentare și iarăși... Și Petrila. Și Petrila care a revenit, adică are concurență. Aici este Rapid, să zicem că și din punctul ăsta de vedere are un câștig de cauză pentru că este într-o continuă concurență, jucătorii au concurență. Și concurența nu ți aduce decât rezultate pozitive. Nu că... poate fi și o problemă totuși în gestionarea vestiarului, pentru că sunt jucători importanți. De exemplu, în stânga sunt Papeu, Petrila, Krasniqi. E clar că nu poți juca toți trei. Dar uite că prin schimbările făcute le dă minute la toți. Și ai văzut că sunt meciuri în care joacă Funșo, schimbă, rotește. Deși știu că Bergo dinainte nu prefera această dar rotație. Dar când ai asemenea jucători, trebuie să o faci pentru că este un antrenor cu experiență pe care eu îl apreciez foarte mult și chiar am avut și discuții când am plecat în Antalya, discutam pe aeroport de foarte multe lucruri și este un antrenor care știe ce trebuie să facă și e clar că el știe să gestioneze acești jucători și plus că e conștient că băgându-i și rotindu-i practic îi ții într-o formă bună pe toți, adică dându-le minute, au tonus, au ritm de joc și oricând îi bagi e clar că vin cu plus. Ceea ce se și vede, adică au câștigat meritat în Gruia,
adică fără doar și poate au câștigat meritat. Au știut foarte bine să joace partitura care le-a fost trasată și Rapidul, dacă continuă așa și meciurile, victoriile, da, aduc entuziasm, aduc încredere, aduc o stare de spirit foarte bună, se creează și această omogenitate, plus cei care se-i susțin, da, depart sunt cu ei peste tot și este un mare avantaj galeria lor. Rapidul va avea un cuvânt foarte greu de spus în, crezi că se luptă la timpul până asta? Da, eu cred că se luptă dacă ei continuă pe linia asta. Adică pentru că și Rapidul, Dinamo, o jucă slab. Da, asta spun. Dacă dăm și meciurile în urmă, au avut și ei probleme. Cu ce greu, și gata, refinal. La Rapid este o problemă când doi sau trei jucători importanți lipsesc. Adică de asta spun, au fost o problemă în trecut. Acum ar avea soluții, teoretic. Acum sunt soluții. Acum sunt soluții, sunt soluții bune. Amintește-ți că Wydă în trecut era un jucător care producea pentru Rapid. Uite-l că acum nu mai joacă. Acum joacă Albu. Da. Sunt și foarte multe soluții. Avem și Vulturar, să vedem dacă va juca. Acum sunt soluții și la nivel de under. Adică Rapidul și-a creionat, domnul Șucu a investit și a investit foarte bine. A investit foarte bine și Rapidul arată foarte, foarte bine în acest moment. Cu Craiova ce crezi că se întâmplă? Ai înfruntat-o și pe aia cum l-ai înfruntat de fapt pe... Da, nu știu, e o necunoscută așa la... Mă refer la clubul lui Rotaru, CS Universitatea. Este o necunoscută și faptul că se investește foarte mult, dar rezultatele nu apar, nu știu, cred că domnul Rotaru este cel mai în măsură și sunt niște factori care se întâmplă acolo și nu înțeleg de ce, pentru că sunt foarte oscilanți. Sunt foarte oscilanți în rezultate, nu înțeleg ce se întâmplă, pentru că au jucători de calitate, au jucători care oricând și individual pot să-ți câștige un meci, mă refer și la Mitriță aici, adică și ei au un lot competitiv, destul de competitiv și cu jucători foarte buni, jucători care sunt și în anturajul echipei naționale, adică chiar nu înțeleg ce se întâmplă, de ce nu pot să aibă o constanță. Adică uite cum este Rapidul, care într-adevăr a investit și practic lucrurile merg și încep să meargă din ce în ce mai bine. Iar Craiova a rulat și o mulțime de antrenori importanți, adică Pițurcă, Rădoi, Reghecamp, și tot n-au reușit să facă pasul acela spre Da, nu știu, chiar este o necunoscută pentru noi toți. Vedem acum și clasamentul la vârf, cu FCSB lider, 54 de puncte, 9 peste Rapid și 12 peste CFR Cluj. Aș vrea să vedem și clasamentul din partea a doua, cu echipele care se luptă la play-off și cele de la retrogradare. E foarte interesant că sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 echipe în 3 puncte, care se luptă pentru play-off. O vezi pe vreuna care să intre în top 6 de aici? Da, uite și Craiova. FCU, nu-i departe. Nu-i departe și au un lot foarte bun, o echipă care la fel și ei au oscilații. Au oscilații de joc, de formă, dar acum în ultima perioadă arată destul de bine și au făcut meciuri bune, au câștigat puncte importante. Pot să fie o nucătare. Mă uit la Petrolul, care iarăși e o echipă care nu pierde, dar face prea multe egaluri, adică e clar că au o problemă ofensivă pentru că nu reușește să marcheze. Au un joc închis, ei se bază mai mult închis, pe partea defensivă, da, și contraatac. Pleacă de la premiza de a nu primi gol, cu o organizare defensivă foarte bună și problema este că nu este echipa care își creează foarte puține ocazii, care nu marchează. E o echipă care e foarte pragmatică, să zicem. Pentru mine, Clujul, iarăși cu Cluj, e un semn de întrebare pentru că s-a investit foarte mult. S-a investit foarte mult, foarte mult jucători importanți, jucători cu experiență, jucători cu calitate, adică, ok, nu poți să emiți pretenții de a te bate la campionat cu Cluj în acest moment, dar pentru primele șase, la cât s-a investit și la condițiile pe care le au, pentru că, din auzite, să zicem, au condiții foarte bune, n-au probleme financiare, prime, salarii, tot ce trebuie, jucători, ai cele mai bune condiții, sunt foarte oscilanți. Adică dacă e lotul lui Cluj cu lotul lui Șepși, care a fost multă vreme în top 6, exact. Cred că mai degrabă înclin balanța spre lotul lui Cluj. Nu neapărat, sunt foarte apropiați. Dar eu cred că cam aici văd Cluj, Șepși, care
ar putea să dar Clujul, am spus-o, dacă nu mai fac, nu mai au aceste sincope de joc, de rezultate, pentru că și ei pierd meciuri pe foarte multe greșeli, fac meciuri foarte bune, conduc și devine așa, au o relaxare, chiar și meciurile trecute în care sunt foarte imprevizibili în tot ceea ce fac. Vedem și pe voluntari, fost atât aici pe locul 14, dar înainte să vorbim mai mult despre voluntari, te-aș întreba și despre Dinamo, echipa care te-a învins, paradoxal, și probabil ai avut mult de suferit din cauza celor meciuri cu Dinamo. Da, se poate spune. Pe ultimul loc în acest moment, crezi că au șanse reale să mai scape de retrogradare? Ce vorbeam mai devreme, în momentul în care se înjumătățesc, să zicem că astăzi se înjumătățesc punctele, da? Dinamo cu un meci în minus joacă diseară cu Far. Dinamo cu un meci în minus, dar să vorbim strict fără meciul de diseară, nu? În momentul ăsta sunt 8 puncte, voluntari Iași, da? Se rotunjesc, nu? Și sunt 14 puncte, nu? 14 și cu 8. De-aia spun și mă repet, este importantă forma ta, este important ce joci, ce arăți în momentul ăsta. Pentru că șanse, în momentul ăsta, din punctul meu de vedere, nu este niciuna retrogradată. Dar ce joacă Dinamo acum? Dinamo, în momentul de față, eu văd o echipă care are reacție, este o echipă care are atitudine. Adică vezi potențial. Este un potențial. Singurele lor probleme este pe faza ofensivă. Adică nu produc suficient pentru că Dinamo acum trebuie să joace numai la victorii. Pe ei un punct nu prea îi ajută. Ei trebuie să joace mult la victorie, ei trebuie să ducă mingea cât mai repede în jumătatea adversă și trebuie să-și creeze ocazii. Ceea ce nu prea se întâmplă, pentru că zic eu că trebuiau aduși niște jucători în compartimentul ofensiv care să facă diferența în acest moment. I-au adus acum câțiva fotbaliști, dar târziu. Cât durează până implementezi? Este o problemă, pentru că nu știi dacă acești jucători se vor adapta, nu știi dacă integrarea lor cât durează. Pentru că e o problemă, mai ales cu jucătorii străini, să se adapteze în primul rând, nu neapărat la echipă, ca și țară, ca și mediu, ca tot ce vrei. Înțelegi? Vestiar, cerințe, ei vin, nu știu, pe unde au fost învățați în anumite feluri. Adică nu e ușoară adaptarea lor. Uite, ai văzut că au fost puțini jucători care, sau jucătorii care de valoare, jucători cărora poți să le oferi salarii foarte mari, cum a venit Rahmani, cum a venit Burmaz, cum jucători străini care au venit. La Dinamo a dat salarii mari în anul ăsta, 15.000 de euro. Da, a dat salarii mari. Acum este importantă cum a fost selecția făcută și de cine a fost făcută. Probabil în disperare, pentru că înțelegi? N-a fost o strategie. Adică dacă ai un jucător pe care îl urmărești timp de 5-6 luni de zile și îl analizezi în această perioadă și reușești să-l aduci, e clar că ăla va fi un jucător care te va ajuta. Trebuie doar să-l integrezi foarte rapid la tot ceea ce înseamnă Dinamo. Dar dacă îl iei, așa cum spui tu, pe repede înainte și în disperare, ești 50-50, șansele sunt ca el să producă ceva. Tu ai jucat în play-out, ai antrenat o echipă în play-out. Acolo cred că e o presiune foarte mare, mai ales că nu se mai joacă tur-retur, sunt puține meciuri, sunt 3 puncte numai, sunt 1,5 puncte și sunt toate ca o finală. Da. Că auzim des acest clișeu, dar cred că nu e un clișeu, cred că fix așa se simte. E care pe care acolo, știi, acolo trebuie să joci în funcție și de punctele ai și de distanța pe care o ai, acolo faci anumite strategii. E clar că poți să faci strategii, dacă ești la o distanță mai mare de 6-7 puncte, poți cu anumite echipe, e clar că pe cele de sub tine, ca să le blochezi, știi cum e, poți să-ți permiți să faci un meci de egalitate dacă tu nu ești într-un moment bun, să ai o strategie, dar în același timp e clar că dacă punctele, distanța este foarte mică între echipe ca și punctaj, trebuie să câștigi. E o presiune mare, da, e o presiune pentru că nu mai ai și meciul retur. Și depinde de asta, spun, depinde de forma la care ești. Acum, să zicem că mai ai oarecum, în ghilimele, mai ai timp cu aceste etape care au mai rămas din campionatul regulat. Dar timp foarte mult nu mai ai, pentru că în momentul în care s-a tras linie și a început, atunci acolo este adevărata bătălie și adevăratul război, să zicem. Și acolo, echipele care sunt în formă la momentul respectiv, acelea vor avea câștig de cauză. Echipele care nu au probleme cu accidentările, echipele care nu au probleme cu suspendările, pentru că poți să ai jucători care ai la limita suspendării.
Adică sunt mulți factori care influențează. Crește presiunea foarte mult și aici cine rezistă la presiune, pe cine ai în spate, mă refer ca public, da? Adică și ăsta este un factor. Când te referi pe cine ai în spate, poate însemna multe. Nu. Mă refer doar la public în sensul că dacă ai, cum are Dinamo, o galerie, da? Ne uităm aici, UTA beneficiază de suportul fanilor, Craiova la fel, chiar și Oțelul și Petrolul sunt echipe care sunt susținute foarte bine și contează, să știi că este un mare imbold pe care ți-l dau. La voluntari ai avut de suferit din cauza faptului că de multe ori jucai cu puțini spectatori? Nu neapărat, pentru că jucătorii sunt obișnuiți. Ei sunt obișnuiți cu atmosfera, să zicem. Atunci nu erai chiar obișnuit, mă rog, erai obișnuit de la clinicien, să spunem, dar la UTA... Dar înseamnă foarte mult. Acum văd diferența, știi, am văzut diferența pe care am avut-o, ce am avut la UTA, într-adevăr. Îți dă și ție ca și antrenor o altă stare, știi? Îți influențează, te motivează, dar la un moment dat poate să-ți influențeze și deciziile, pentru că ei ca și de galerie, ca și spectator, ca și fan, își doresc tot timpul să ataci, adică cei, uite, de exemplu, cei de la Arad, când m-am dus la început, șefii, am avut o întâlnire cu șefii de galerie și îmi spuneau că și ne bucurăm că ai venit aici pentru că ești un antrenor care joci, ești un antrenor care ofensiv. Zice și uite ce ne dorim noi ca și fani. Ai susținerea noastră totală, dar noi vrem să joci, noi vrem să echipa să-și creeze ocazii, să marcheze goluri. Asta e, și dacă pierzi. Ai ținut cont? Da, am ținut cont de dorința lor, pentru că am din 4-2-3-1 ce jucam eu, am jucat foarte multe meciuri în 4-3-3, adică e un sistem mai ofensiv. Adică am ținut cont și de ei. Trebuie să ții cont și de ei, pentru că sunt cei care te susțin, sunt cei care vin tot timpul după tine, indiferent de situație, de vreme, vin și susțin echipa, indiferent de rezultate au susținut echipa. E normal să ții cont și de ei, dar ca să ții cont de ei, tu este important ce antrenezi. Este important pe ce lot ai la dispoziție ca să ții cont de ei, da? Că uite, vorbeai de Oțelul, că este o echipă pragmatică, o echipă. Ăștia sunt jucătorii și Florin Pârvu se adaptează la lotul pe care îl are. Că dacă n-ai o echipă care poți să creezi un mix, să zicem, o echipă care să ai și o organizare defensivă foarte bună, dar care pe atac să joace, să ai jucători de atac, jucători mobili, jucători care pot să-ți rezolve situații de joc, atunci te adaptezi și te duci pe un joc, pe niște trasee bine stabilite și... Trecem acum la FC Voluntari și au trecut deja câteva zile bune de când nu mai ești antrenorul lor. La rece, ce crezi că nu a funcționat? De ce crezi că s-a ajuns la această despărțire? În primul rând, trebuie să plecăm de la discuția, chiar discutam cu tine așa o mică parte înainte de a intra în emisiune și spuneam că au fost foarte mulți factori care au influențat rezultatele acestei echipe și în momentul în care eu am venit și am preluat un lot care a avut niște performanțe, vorbind cu conducerea, ne-am dat seama că avem nevoie și de o întinerire a lotului și că trebuie să mai aducem sau să completăm cu anumiti jucători. Faptul că au plecat niște jucători, că foarte multă lume făcea comparații, că domne, nu mai este voluntarul care era cu Ciobi. Ok, păi nu mai este voluntarul care era cu Ciobi, pentru că au plecat 7-8 titulari. Damașcan, Popa în poartă, Meleche, Costin, da, și n-are rost să-i mai enumăr. Da? Deci au plecat niște jucători foarte importanți. Jucători care, cu acceptul și cu acceptul meu, a trebuit să plece pentru că s-au primit niște sume de bani pe transferurile lor și a trebuit să înlocuim. După ce am făcut acest lucru, așa cum spuneam, pe etapa 4-a și a 5-a, în care noi am arătat, eram foarte bine, nu? Eram foarte bine ca și clasament, ca și punctaj în momentul acela, am pierdut... patru titulari foarte importanți, trei din zona de atac, trei care produceau, da? Marcelo Lopez, Merloi și cu Runar, cu Sigurdsson, da? Și cu Aligi, fundașul stânga. De aici a început o tranziție și a început lucrurile... Pentru că spui tu că a fost un moment cheie pentru... A fost și un moment cheie pentru că a trebuit să înlocuim jucătorii care au intrat și jucători de valoare, că nu pot să spun că Mihai Rădu sau Florea sau Dumitr nu sunt niște jucători buni, sunt niște jucători buni pentru campionatul nostru, dar și ei veneau după o perioadă în care nu jucaseră foarte mult în perioada lui Ciobi. Și era clar că n-aveau ritmul de joc, n-aveau tonusul de care aveai nevoie și trebuia să avem răbdare. Iar această răbdare, știi cum e, o ai până la un punct. După aceea trebuie să schimbăm sistemul de joc, pentru că iarăși un factor foarte important, marcam goluri,
Dar primeam foarte multe goluri și atunci a trebuit să mă schimb, să mă adaptez eu la ei și să vin Atunci ai schimbat sistemul. Atunci am schimbat sistemul, am revenit la un 3-5-2 și de aici am început să construiesc. Și venirea jucătorilor noi, Bobo Carnat, care trebuiau integrați, am spus introducerea lui Dumitru, lui Florea, lui Răduț, atât cât au jucat. Erau jucători noi, Paz în anumite momente, pentru că întâmpinam, etapă de etapă eu pierdeam jucători. Deci la fiecare, dacă te uiți de la etapa 5 în jos, nu exista etapă eu să nu am 1-2 lipsă. Accidentat, suspendat. Accidentat, bolnav, suspendat. Și numai așa, știi? Și sunt factori. Au apărut greșelile personale. Greșeli care, foarte multe dintre ele, nu pot fi antrenate. Sunt greșeli de poziționare, greșeli de reacție, greșeli de apreciere, de gestionare. Etică. Da. Și ce face un antrenor când vede că jucătorii lui comit greșeli pe care el nu le poate controla? Chiar sunt curios. Cum gestionezi o asemenea situație? Cauți soluții. Să sau... nu mai bagi. Nu neapărat. Ai discuții cu jucătorul, îi arăți, da, pentru că erau momente de lipsă de concentrare. Foarte multe, știi, de... Dar ai discuții cu el, trebuie să-i dai încredere în continuare, pentru că erau jucători de care eu aveam nevoie. Până la urmă știi cum e, că și fotbalul se câștigă sau se pierde din o mare parte din greșeli. Apoi așa, și se calitate, așa se marchează și golurile. Dar erau jucători de care aveam nevoie și era clar că nu puteam, da, să, ce să fac. Trebuia să-i câștig și să le dau încredere în continuare, doar că trebuiau să conștientizeze și să-i responsabilizez mult mai mult ca ei să nu mai facă aceste greșeli. Am avut o perioadă foarte bună în care chiar n-am mai greșit și am avut acea perioadă în care am avut undeva la 10 meciuri în care am pierdut doar cu Sepsi, iarăși pe o greșeală și pe o comunicare care mai bine nu exista între Boboc și Paz. Știm foarte bine cum am primit golul, dar am avut 9 meciuri în care n-am pierdut. Și aici se reglaseră oarecum lucrurile. Și de asta spun, faptul că au apărut și acele 5 penaltiuri, să ratezi totuși 5 penaltiuri din 4 jucători care au fost alți 4 jucători pe care le-au executat, ceva ce nu poți antrena, nu ține de tine, ține de calitatea ta, de valoarea ta, de personalitatea ta în momentul acela. Inspirația de moment, corect. Acum, ca să fiu sincer, și fără, poate sunt lipsit de modestie, dar eu spun că acele 5 penaltiuri erau între, dacă erau marcate, erau între 4 și 6 puncte și poate că acum nu mai eram la tine la emisiune, știi? Sau poate erai, că poate sau poate eram că n-aveam antrenament și veneam da, și veneam la emisiune, dar ca idee, da? Pentru că au fost, ne aducem aminte, minutul 98 la Botoșani, minutul 94-95 cu Dinamo, da. Că vorbeai de meciurile cu Dinamo, adică și ce jucători, Vadim, Runar, Adam Nemeț, cu Iașu, 2-2-1, facem, e minutul 75 și dominam, pentru că așa a apărut și penalti, da? Marchează Adam, se face 2-2, nu știu dacă batem, mai erau 15-20 de minute, nu știu dacă câștigam, dar cred că egal să termina, pentru că era clar că îi dominam pe Iași. Iarăși, adică vorbim de puncte foarte multe pierdute pe greșeli și pe ce vorbim acum de aceste penalti. După toată această perioadă am avut și o cădere, pentru că jucătorul este afectat din punct de vedere mental, moral, înțelegi? Ei sunt afectați când văd ce se întâmplă, văd că facem un meci bun și poate că ajungem la momentul la care să luăm un punct sau să luăm cele 3 puncte și se întâmplă lucrurile de care vorbeam, înțelegi? E clar că el cade, pentru că trebuie să stai foarte bine din punctul ăsta de vedere. Apoi au apărut acele meciuri pe final de campionat, Craiova și Dinamo, în care într-adevăr n-am arătat așa cum ne doream, iarăși cu greșeli, iarăși cu probleme, jocul n-a fost atât de bun, perioada de cantonament, ne-am întors, am început cu Oțelul, o repriză slabă cu Oțelul, dar a doua repriză foarte bună din toate punctele de vedere, tehnic, tactic, fizic, i-am dominat pe Oțelul. Puteam și câștiga atunci. Și puteam să câștigăm, pentru că am și revenit, am egalat și ne-am creat. Mai avut încă 4 ocazii clare, Boboc 2, Adam 2. Neșansa, că noi am avut și multă neșansă. Și pe urmă a urmat, dar repriza de a doua repriză cu Oțelul, cele 60 de minute de la CFR, eu cred că echipa arăta o revenire. Adică o revenire ca joc, mă refer, și de ce nu ca și rezultate.
Din păcate, în minutul 63 s-a întâmplat ce s-a întâmplat la CFR. De acolo a fost o cădere și cu acea cădere, iarăși după ce s-a întâmplat, greșeala pe care a făcut-o Carnat, nu este normal. Nu este normal ca ei la... S-a făcut 2-1, ok. Asta este. Nu eram prima dată când se întâmplau lucrurile. S-a făcut 2-1, trebuia să stai în rezultatul ăla, nu trebuia să cedeze. Au căzut. Au căzut din punct de vedere mental și practic în 5-6 minute s-a terminat meciul. Am mai primit două goluri, la golul pe care nu puteam, n-am noi ca și staff, n-aveam reacție, n-aveam ce să facem, nu puteam cum să... Era echipa atât de fragilă din punct de vedere mental? Nu neapărat fragilă, dar... Ai avut și jucători cu experiență. Erau, asta spun, că erau jucători cu experiență care trebuiau să gestioneze situațiile astea și nu numai astea, și celelalte meciuri trebuiau să gestioneze. De asta spun că nu am avut acel jucător sau acei jucători care să, știi cum zicem noi, să pună piciorul în prag și să ia decizii, pentru că tot timpul le spuneam, noi ca și staff le spuneam, luați deciziile în meci, luați deciziile cele mai bune, indiferent ce lucrăm, indiferent ce am pus noi în practică și ce ne dorim, luați deciziile. Luați voi decizii dacă simțiți în teren anumite lucruri, iar ușor, ușor noi le vom discuta pe parcursul jocului și le vom regla sau la pauză. Cred că de aici, nu că mi s-a tras de la meciul cu CFR, dar faptul că Craiova, Dinamo, Oțelul și CFR s-a luat doar un punct, am luat doar un punct, a fost așa s-au speriat cei din conducere și poate că cum mi-au și spus că au nevoie de un șoc la echipă, că trebuie să facem un șoc la echipă, nu că n-au încredere în mine, au încredere în mine pentru că vedeau că echipa are momente foarte bune când joacă, adică, dar trebuie să facem ceva, trebuie să-i scoatem din starea asta. Trebuie să-i scoate din starea asta, făcând un șoc la echipă. Și ai văzut șocul la echipă cu Dică antrenor? Da, nu mă așteptam la mai mult, ca să fiu sincer, mă așteptam la mai mult. De obicei ce se întâmplă la noi? Schimbe antrenorul și măcar 2-3 meciuri vezi altceva. Dar răspund că nu este vina lui Dică. Nu vorbim de vina lui Dică. Este vorba de reacția jucătorului. Ei trebuie să aibă reacție. Eu tot timpul le spuneam că trebuie să conștientizeze că nu suntem într-un moment bun și le-am spus, nu știu pe ce vă bazați. Dar haideți că trebuie să reacționăm, trebuie să avem reacție, pentru că situația devine destul de gravă, într-adevăr. Și, ok, e un lot care are o valoare, acest lot de jucători. E un loc cu un vestiar cu caractere foarte bune, n-am avut nicio problemă cu ei, n-am avut acte de indisciplină, n-am putut să dau o amendă. Și au dat ei amenzi între ei pe mici lucruri întârzieri. Chestii de vestiar care țineau de vestiar și armași imediat se duceau la el la caserie și încasa. Adică foarte disciplinat și n-am avut probleme cu ei. Adică, dar mi-aș fi dorit mai mult să fie, nu știu, vroiam mai multă agresivitate din partea lor, să-i văd mai răi, să-i văd mai, mai... Poate și pentru o echipă fără public. Echipă fără un obiectiv contează care tot timpul s-a obișnuit să se claseze acolo, pe locul 10. Da, dar știi care este problema? Că atâta timp cât conducerea spune la dispoziție tot ce vrei, da? Ai toate condițiile de antrenament, de cazare, de masă, de, da? Ai, ca și infrastructură, stai bine. Adică nu mă pot plânge de aceste lucruri. Și îți mai oferă și niște prime. Și sunt niște prime consistente pentru nivelul ligii întâi și pentru o echipă care se află pe locul care se află. Trebuie să ai reacție. Adică tu trebuie să ai reacție ca jucător, pentru că indiferent ce faci tu ca și staff, până la urmă trebuie să mai vină și de la tine. Mai ține și de tine și de atitudinea ta. Adică de asta spun că sunt niște jucători acolo care pot să facă pasul la echipe mult mai bune sau chiar pot să câștige mult mai mult. Dar ei trebuie să-și dorească mai mult, să muncească mai mult, să fie mai responsabili, să nu se mulțumească cu puțin. Ăsta este discursul pe care îl țin peste tot pe unde mă duc. Unde mergem noi ca și staff, tot timpul avem discuțiile astea cu ei. Eu sper ca ei să reacționeze, pentru că este un club la care țin, este un club la care și eu m-am format și îmi doresc ca ei să reușească și să evite retrogradarea chiar și fără baraj. Îmi doresc acest lucru și cred că o vor face, pentru că aștept și eu o răbufnire din partea lor. Acum și ei trec din nou printr-o tranziție, pentru că Dică a revenit la sistem de 4, este și el puțin în căutări, acum vrea să vadă anumiti jucători pe anumite poziții,
De asta poate și la Iași nu au fost, n-au arătat așa cum trebuie, pentru că nici trebuie cu Hermannstadt n-au arătat cum trebuie. Da, nici cu Hermannstadt, totuși Hermannstadt este o echipă bună, cu toate că nu trebuiau să-și creeze atât de multe ocazii, că na, jucă aici acasă, dar a fost o minune că au scăpare în linia celuilalt. A fost o minune, dar faptul că joci acasă, ai nevoie de puncte, te deschizi la un moment dat, pentru că uite-te și la Iași, adică a făcut o echipă foarte ofensivă. Adică oricum e un antrenor care îi place să joace. Da. Îi place să joace și faptul că joci cu Florea, care este atacant și ai jucat cu el mijlocaș lateral, că ai jucat cu Răduz, la fel, mijlocaș lateral, care Mihai este un optar, un zecar, adică spune mult de ceea ce ți-a arătat numai prin alcătuirea primului 11 că s-a dus să câștige la Iași. Că lucrurile nu s-au întâmplat și că au fost două echipe pragmatice, două echipe care s-au tatonat foarte mult, două echipe cu crispate, cu greșeli foarte multe, astea nu prea mai țin de antrenor, știi? Aici intervine valoarea ta individuală și rolul pe care tu trebuie să-l joci. Spune-mi un moment de la FC Voluntari, o decizie luată, ceva ce-ți vine acum în cap de care ești mândru din experiența asta. Ceva ce spui, am făcut foarte bine acolo sau mi-a plăcut foarte mult că am decis așa sau că am experimentat chestia asta. Păi, un transfer sau nu știu, orice. Da, uite, chiar acum ai punctat foarte bine, mă bucur că am reușit să-l aduc pe Turda împreună cu domnul Bălănescu, bineînțeles, și cu ceilalți din conducere, pentru că până la urmă știi cum e, partea financiară nu ține de mine, nu eu, nu negociem noi, dar ne bucurăm că noi ca și staff l-am analizat foarte bine și că l-am adus și pe Turda și pe Cascini, care toată lumea, știi, spune că îl iau peste tot pe unde mă duc. Da, este un jucător care vine să lucreze cu noi pentru că ne cunoaște foarte bine și pentru că noi cunoaștem potențialul lui. Și este un jucător care, în primul rând, este un jucător de grup, este un jucător care are o calitate, este un jucător care dă agresivitate echipei. Înțelegi? Este un jucător care are un caracter senzațional. Și e un jucător bun pentru campionatul românesc și mă bucur de aceste două transferuri, cât mă bucur și de transferul lui Bobi, lui Boboc, pentru că le-am reactivat. Mă bucur de faptul că am reușit să-l pe Dumitr, da, care a jucat foarte puțin peste tot pe unde a fost FCSB, da, chiar și la Voluntari. Nici la Șepsi nu era un titular incontestabil. I-am dat meciuri, a reușit să marcheze goluri, a reușit să aibă asisturi, să scoată 5 penaltiuri, are 5 goluri marcate, dacă nu mă înșel, da? Adică zic că l-am adus la un nivel bun. Și ce sunt mândru, sau suntem mândri noi ca și staff în acest moment, și e un lucru foarte important, că și prin politica trasată, la momentul venirii noastre la acest club, am reușit să introducem 2 under, care într-un timp foarte scurt au dat randament și și-au pus amprenta asupra echipei marcând. Adică mă refer la un Doru Andrei, care în acest moment a prins și U20, da, a jucat și este titular la Under 20, și cu un Popescu, un Robert Popescu, care el a trecut prin mai multe probleme și medicale, dar am reușit să-l capacităm și să niște copii cu calitate pe care i-am antrenat și i-am introdus în filozofia noastră și am reușit să-i aducem la un nivel foarte bun. Sunt niște copii care, din punctul meu de vedere, vor progresa foarte mult și Voluntariu, din punctul meu de vedere, dacă acești copii vor ține, pentru că ține și de ei până la urmă, și ei vor progresa și vor ține ritmul și vor duce acest ritm și se vor antrena și vor conștientiza, cred că Voluntariul va avea ce vinde în perioada următoare, pentru că sunt niște copii cu niște calități foarte bune și de lucrurile astea sunt mândru. Suntem mândri ca și staff de grupul pe care l-am creat și vorbim și de partea cealaltă administrativă. Staff medical, conducerea, a fost o emulație perfectă și a fost foarte grea despărțirea ei de noi, noi de ei. Adică au fost lucruri foarte frumoase acolo, pentru că a fost o îmbinare din asta foarte bună și toată lumea trăgeam, știi, la aceeași căruță, cum ziceam noi. Știi? Adică sunt lucruri pozitive, dar ți-am spus, faptul că cu acești andări îmi demonstrează sau ne demonstrează nouă ca staff că nu este o întâmplare și la UTA cu Rareș Pop, pe care Ionuț Badea l-a debutat,
dar eu am avut curajul să joc cu el meci de meci, meciuri întregi. Mă întorc înapoi la Clinceni cu șut, cu Cordea, cu Șteau și cu Iancu la Mediaș, care, uite, Iancu, după problema, da, înainte de, era titular la Hermannstadt, cu Raul Șteau, pe care l-am adus la fel, l-am adus la UTA și la Mediaș, iarăși un copil care a dat randament. Adică se pare că pe unde am fost noi, nu-mi propuneam reușit să vorbesc despre acest subiect, dar dacă adus în discuție despre Rare și Pop, cum vezi transferul acesta lui la Rapid? Înțelegem că e deja rezolvat, nu e doar o presupunere, un zvon. Va juca din sezonul viitor la Rapid? Da, nu știu, acum depinde și de el. Depinde de el foarte mult. E un copil foarte bun, e un copil foarte inteligent, e un copil care se adaptează, pentru că e un copil matur. În ciuda vârstei lui, e un copil matur. Adică, în momentul în care a venit la echipă, mi-am dat seama că el e un copil care poate să aibă un progres foarte rapid și e un copil care poate ajuta echipa, ceea ce s-a și demonstrat. Are o personalitate ieșită din comun. Acest copil rezistă la presiune. E clar că are o presiune a lui, este totuși un copil, încă nu a ajuns la maturitatea necesară, dar e un copil care cred că are un progres destul de rapid, dar în același timp e un copil cu care trebuie să se vorbești foarte mult. Este un copil căruia trebuie să-i dai încredere, trebuie să-i arăți că el poate face mult mai mult și nu vei avea decât de câștigat cu el. Probabil că Rapidul cam vrea ușor, ușor să facă ce face și FCSB-ul, da? Să adune, da. Să aducă pe Borza, pe Vulturara, să aducă tot ce este mai bun. Rareș Pop, 2005 născut, 2005, da? 2005 născut, Borza 2005, adică ei își asigură cumva și viitorul. Adică gândește-te, da, că pentru Rareș Pop n-ar fi o problemă să nu joace, că mă gândesc că e greu să observ că nici în acest și acum, în momentul acesta, nu joacă destul, da, de puțin la UTA, nu știu, probabil că este o etapă prin care trece și el, domnul Rednic știe mai bine ce se întâmplă cu el în acest moment, că și la noi, în ultima perioadă, cu noi, intrase într-o oarecare stare de oboseală, trebuia gestionat puțin, pentru că A avut și acel moment în care a căzut pe teren. Da, da, da. Copilul intrase într-o stare de oboseală pentru că nu este ușor. La el sunt și lucruri extra și mă refer aici la școală. Știu că e foarte atent la partea. Este foarte atent la școală. Am avut cu el probleme. Am avut discuții pe această temă. Se ducea la școală, nu venea la antrenament. Nu. Se ducea la școală dimineața, la ora 6 dimineața se trezea, se ducea, făcea până la ora 10, făcea cursurile. El era foarte aproape de stadion. Și pe urmă venea, făcea antrenamentul, după antrenament din nou pleca la școală. Un program foarte încărcat. Iar pe timp scurt îl duci, dar pe termen lung nu, pentru că fiind un copil, este un copil totuși, este un copil care e prea mult. Era prea mult și e factorul mental, pentru că creierul lui trebuia să proceseze foarte multe într-un timp foarte scurt. Și noi aveam așteptări de la el. El avea așteptări de la el, cei de la școală, adică el ca și studii, pentru că am avut discuție cu părinții lui, cu tatăl lui, și să știi că tatăl lui nu era împotriva fotbalului, sau tatăl lui își dorea să facă întâi școală și pe urmă fotbal. Este decizia lui, este chiar dorința lui. El își dorește foarte mult. Îți dau un exemplu. În plin campionat, în dimineața, cu o seară înainte, în ziua următoare premergătoare meciului, a venit și mi-a spus că a venit la mine și la Marin la Dună, eram amândoi, și că mister, eu am și eu două examene în dimineața asta, mâine dimineață la ora de la 9 la 11 am două examene. Și ne-am uitat unul la altul, zic, vorbesc serios? Și zic, avem meci diseară. Zice, da, dar nu e nicio problemă, că mă duc, le dau, iau 2 de 10, m-am întors, vin la masă, mă odihnesc și diseară sunt. Era titular, știi, în acel meci. Și acum îți dai seama, aveam o înțelegere cu el, că de câte ori pot și cum pot o să-l las să-și... Și s-a dus, a dat examenele? Da, l-am lăsat, i-am spus, fii atent cum facem. Te duci la școală, acum dimineața asta, îți dai examenele, rog-o pe doamna, dacă poate, ce, păi nu, că eu oricum termin înaintea la toți examenul. Și zic, bine, atunci rog-o pe doamna să-ți corecteze lucrările, și dacă vii cu 8 sau 9,
diseară nu joci. Și dacă vin cu 2 de 10, ești titular. Zic, dar vreau să fii titular și să faci diferența și la joc. Dacă doar la școală. Nu doar la școală. Gata, mister. A plecat, s-a întors, zice, am luat, nu mai știu ce avea la chimie, biologie, nu mai știu, unul din ele. La unul luase 10, la o lucrare luase 10 și la una luase 9 și nu știu cât. Și n-a plecat de acolo până n-a rugat-o pe doamnă, pe doamna profesoară, să-i mai corecteze odată lucrarea, pentru că el știa că este greșeală. Și el știa că este lucrare de 10 făcut. Și într-adevăr i-a corectat și a luat 2 de 10. Și a dat 2 de 10, da. Și a venit seara, nu mai țin minte să spun exact ce meci a fost. A fost un meci pe care l-am câștigat și el a dat pasă de gol. A dat asist, a avut un asist și a făcut un meci foarte bun. A jucat, da, fabuloasă poveste. A jucat cu o dezinvoltură ieșită din comun și zic, uite că, da, dar mă întorc și spun că nu este ok. Adică nu este ok pentru că biologic, da, și mental nu este ok, pentru că lucrurile astea în timp te vor dezavantaja și de asta s-a întâmplat și ce s-a întâmplat cu acele probleme, da, pentru că oboseala își va spune cuvântul la un moment dat, adică cât de mult poți să-l gestionezi tu ca el să fie la un nivel foarte bun. Dar crezi că e pregătit să facă pasul acesta la Rapid? Da, acum depinde ce-ți dorești și cei de la Rapid. Adică dacă din campionatul următor vor să se bazeze pe el și el este obișnuit, cu atmosfera este obișnuit, pentru că vine cam în aceeași atmosferă, personalitatea are, depinde ce își dorește, depinde de, în, și sunt convins că este un mediu bun la Rapid, este un vestiar frumos, adică eu cred că se poate integra, calitatea are, e clar că mai are multe lucruri de pus la punct. Vedem acum pe Funcho, Hasani. Da, aici este o problemă, de asta spun, nu știu care este politica Rapidului în momentul ăsta și ceea ce vor ei să facă cu Rareș Pop începând din vară. Adică îl aduc ca să fie al lor și cumva să aibă viitorul asigurat și să aibă concurență Borza, el, Vulturar, sau îl aduc pentru viitor să-l crească ei și să-l adapteze și să-l integreze mai... Poate vor alege chiar să-l împrumute și sezonul următor. Sau pot să-l ia și să-l împrumute în altă parte, sau poate chiar să-l lase la UTA să mai joace. El are nevoie încă să mai joace la un club la care nu există o presiune atât de mare, cu toate că la UTA este o presiune. Este o presiune a publicului, da, pentru că publicul își dorește foarte mult, este o echipă de tradiție, este o echipă la care dacă te duci la Arad, ești conștient unde te duci. Te duci la presiune. Adică chiar te duci la presiune la Arad. Și de asta spun, poate că el ar mai avea nevoie de cel puțin încă un an, să zicem, să nu meargă la un club care să se bată la campionat. Nu știu, poate greșesc. Acum depinde, ți-am spus, depinde doar de el și de ceea ce și el își dorește. Știi? Întoarcem la voluntari și vreau să te întrebi dacă ai un regret din această experiență. Un moment pe care l-ai fi gestionat altfel, cu ochii de acum, cu mintea de acum. Da, nu știu. Un regret. Nu știu să spun. Încă nu m-am gândit la dacă am regretat ceva. Adică... Cu siguranță sunt decizii pe care acum poate le-ai luat. Au fost decizii, da. E vorba de deciziile pe care le iei. Sunt decizii care la momentul ăla se impuneau, dar poate că puteai să faci altceva, nu știu, poate că cu un jucător sau altul, dar astea sunt decizii care sunt le iei atunci și în momentul ăla îți dai seama că acele decizii sunt bune și că te vor ajuta. Nu știu dacă un regret, nu știu ce să spun, poate că n-am insistat să mai aducem unul, doi jucători. În iarnă acum. În iarnă, da, acum. Poate că, nu că n-am insistat, poate că trebuia să insist mai mult, dar am avut încredere, în acest lot și nu trebuia completat foarte mult, dar spun sincer că mi-aș mai fi dorit poate un atacant, să mai aducem încă un atacant, adică că așa în compartimentul, ai văzut, defensiv am adus pe Turda, am adus pe Cascini la mijloc, și poate că mi-aș mai fi dorit încă un atacant și poate că aici trebuia să insistăm foarte mult, dar ne-am lovit puțin și de bugetul clubului, pentru că e un buget care nu,
practic îl depășeam și nu prea vreau să aibă probleme, dar poate că ăsta e, să zicem, oarecare regret, că trebuia să mai aducem, da, un marcator, un atacant care să marcheze. Vorbesc de un atacant care să fie poate aproape de nivelul lui Adam, lui Nemeț. Poate că asta ar fi fost regretul. Nu că n-aveam încredere în ceilalți, în Dumin, Florea, dar poate că trebuia să creez o concurență și mai mare acolo în compartimentul ofensiv. Ai avut propuneri, discuții, de când ai plecat de la voluntari? Nu, am avut o discuție cu un agent. Mă întreabă, așa, am avut niște discuții amicale de situație, de dacă m-ar interesa poate și ceva în străinătate, dar nu, nimic concret. E ceva la care ești foarte atent acum când îți vei alege următoarea echipă, acum sau în vară, când cu siguranță vei avea o ofertă concretă la un moment dat? Da, voi fi atent la niște lucruri. Poți să ne spui? Dar nu pot să le spun. Nu? Nu. Niște lucruri la care nu ai fost atât de atent în urmă cu câteva lucruri care ai spus? Da, am fost atent, dar sunt niște detalii, da? Sunt niște detalii pe care trebuie să le împământenesc foarte bine. Ultima întrebare, deja am depășit timpul alocat emisiunii, cu șut, cor de jucători pe care tu i-ai lansat, să spunem, și care au avut o ascensiune importantă. Mai ții legătura? Cu cor de mai puțin, dar cu șut, da. Șut este cel care îmi scrie, care mai îmi dă mesaje de sărbători și în anumite situații, în anumite momente mai țin legătura cu el. Da. E frumos, pentru că, practic, povestea a început de la Clinceni. Și mi-a povestit aici, Florin Achim a fost invitat și ne-a povestit cum a ajuns șut la Clinceni, el știa pe el, te-a rugat pe tine să-l iei, să-l vezi și așa a ajuns. Da, așa a ajuns. Prin Florin Achim a ajuns șut care venea de la Pandurii din poziție de inter și la mine a ajuns să joace optar, zecar, la niște meciuri. Adică, da, un copil care merită. E un copil care a meritat tot efortul, e un copil care a meritat să lucrez cu el, pentru că și el și Cordea, la fel, Cordea am avut așa și niște întâmplări de, la un moment dat plângea că nu înțelegea noi jucând acel 4-2-3-1, e un 4-2-3-1 cu mijlocași și laterali, jucam cu ei la interior. Și că ai avut și un meci în care ai avut o ieșire la adresa lui. După un meci cu CFR, parcă nu mai țin minte exact, care îi spunea asta și la Fleci interviu, că nu a intrat suficient în centru și că rămâne lipit de tușă. Da, că lui el îi plăcea, el era învățat, așa era obișnuit, așa a fost educat să joace lipit de tușă și am lucrat foarte mult împreună cu Dună, o zi nu mai așa eram cu el și la un moment dat, dar venea și de la el, pentru că venea și chiar vroia să învețe și rămânea după fiecare antrenament, rămânea și lucra. Am avut la meciul cu CFR, am avut o ieșire, la Flash interviu, am întrebat care a fost diferența. Faptul că Costache a avut două ocazii și a marcat un gol și au câștigat meciul și Cordea a scăpat de trei ori cu Bălgrădean, cred că era în poartă în momentul ăla. Și de trei ori a scăpat și din 16 și 6 metri n-a reușit să marcheze. Am spus la Flash că m-au întrebat care crezi că a fost diferența acest meci. Asta e diferența. Costache o are, marchează, Cordea o are și trage la corner. Și el atunci a plâns, s-a sunat pe Sorin, pe Paraschiv, care era manager, și s-a plâns că uite ce zice mister de mine, că de ce vorbește așa, că de ce declară așa, că nu știu ce. Și a venit Para să-mi spună și zicea Para ce cred că trebuia să-l și bați, mă, atunci. Și am zis, atunci am spus lui Para și este martor și pot să-l întreb că, zic, Cordea o să ajungă la un nivel foarte bun. Și Para s-a uitat la mine așa foarte sceptic și zice, păi da, dar nu-l vezi că o să muncească și o să vezi că o să progreseze și o să ajungă la un nivel foarte bun. Zic, îți dau scris, copilul ăsta, faptul că a ajuns acolo în zonele alea, și ce calități are și cu ușurința cu care ajunge acolo, o să vezi că ajunge. Că a ratat, ratează și fotbaliștii mari. Într-adevăr, nouă nu ne-a convenit situația aia, dar... Dar până l-am înțeles și să intre în centru și a fost și mai bun. Am înțeles și ai văzut că și primul meci la... și închei, primul meci la FCSB, primul lui debut la FCSB, dacă ți-aduce aminte, a marcat stând la interior, intrând pe stângul lui, a șutat la colțul. A marcat așa foarte des la FCSB. Da, a intrat, a marcat cu șut la colțul lung, exact ce lucra la antrenament. Același tipar a fost. Bun, am ajuns la final. Mulțumesc frumos pentru prezența această emisiune. Mult succes în cariera de antrenor. Vă mulțumesc și vouă celor care ne-ați urmărit. Noi ne revedem mâine de la ora 11. Până atunci, GSP.ro pentru cele mai tari informații din sport. Pe mâine, toate cele bune!